La nivelul sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din care face parte și Suceava, a avut loc o amplă acțiune de depistare a contrabandiștilor. Joi seară, 5.960 de pachete de țigări au fost descoperite în pădure, în apropierea frontierei de stat. Marfa, în valoare de 70.000 de lei, a fost ridicată, iar polițiștii de frontieră au început cercetări pentru a-i identifica pe cei implicați. Câteva ore mai devreme, prin Vama Siret, a vrut să intre în țară un bărbat de 36 de ani la volanul unei mașini. La un control asupra autoturismului și bagajelor, polițiștii de frontieră și vameșii au descoperit 9 litri de alcool dublu rafinat fără acte și, în roata de rezervă și în portiera dreapta spate autoturismului, 316 pachete de țigări. Bunurile, în valoare de 636 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar șoferul a fost amendat cu 5.000 de lei. În aceeași zi, puțin mai târziu și tot în Vama Siret, un cetățean român-ucrainean în vârstă de 38 de ani s-a prezentat pentru a intra în țară la volanul unui microbuz. La control au fost descoperite ascunse și nedeclarate 70 de pachete de țigări, 11 litri de alcool dublu rafinat și 48 de fiole anabolizante. Bunurile, în valoare de aproximativ 800 de lei, au fost confiscate, însă conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 35.000 de lei. În cadrul aceleiași acțiuni de amploare, cu o noapte înainte, un echipaj de la sectorul Poliției de Frontieră Brodina a identificat pe un drum forestier de pe raza localității Lupcina un autoturism de teren înmatriculat în Anglia, în interiorul căruia s-a observat o cantitate mare de țigări de contrabandă. La interior se aflau 6.300 de pachete de țigări, în valoare de 73.710 lei. Autoturismul de teren, în valoare de 4.000 de lei, a fost și el indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.